Novac, Gruia și Corpul Năstrăvan Iubiții mei, este o povestire din vremea lui Mihai Viteazul care începe așa. Fost acică un novac, un novac, baba novac, un viteaz al lui Mihai, ce sărea pe șapte cai, de striga Istanbulul, Vai. De ce vorba de unul dintre vestiții capitan ai voivodului Mihai, care a săvârșit neuitate ispre o de purtate de români în acea vreme? deși împlinise 70 de ani, era încă puternic și greu de întrecut în luptă. De pildă, în bătălia de la Schellimber, când a văzut că o parte din oștirea română se clatină și dă întărât în fața potrivnicului, Baba Novac a ieșit în fruntea oștenilor, i-a împărbătat și, măcar că l-a rănit, rănit un dușman cu sabia la urmărul stâng, el s-a prefăcut că nici nu-i pasă și a continuat lupta până la piruință. De aceea, Mihai Voivod îl iubea ca pe un părinte, părinte al său, și a ascultat totdeauna sfaturile cele bine chipsuite. Lăudat și răspătit pentru vitejia lui, Baba Novac l-a pe voivod la intrarea triumfală în Alba Iulia, în acel măresc ceas, când Mihai viteazul a unit Transilvania și Moldova cu țara românească. Se mai spune că Baba Novac avea un fecior pe care îl chema Gruia, Gruia lui Novac. Pentru că și el era bun luptător, Mihai votă i-a dat grad de capitan. Știind bine limba turcească, l-a trimis de mai multe ori pe ascuns scoată în împărăția sultanului, să afle, cu un ceas mai devreme, dacă nu cumva pregătește vreun război împotriva românilor. Multe vești folositoare a adus gruia din Istanbul, unde se afla pradul sultanului. Iar acele vești au surșit voivodului în pregătirea uștirii și apărarea țării de rămpălirile surcești. Dar iată că, într-o zi, slujitorii sultanului l-au prins pe ulițele Istanbulului și l-au vărât în închisoarea cumplită de la șapte turnuri. Stra sta Gruianovac după zăbrelele de fier și jălea de, jurul, de dorul țării și a libertății. Vorbea cântecului, dar cumpit in mai seacă, plâns de jale milâniacă, cârduri, cârduri de cocoare, călătoare zburătoare și de el nepăsătoare. Văzând pe Panova că feciorul nu-i se mai întoarce din împărăția turcească, mult s-a întristat. De bună seamă, zicea, mi a pierdut feciorul. Dar iată că, dintre atâtea păsări câte treceau pe deasupra închisorii celor șapte turnuri, una, un corp mare, negru și năzdrăvan, s-a oprit la fereastra zăbrelită unde jelea gruia. Năzdrăvan fiind, a înțeles suferința și dorința arsătoare a prizonierului. A luat în plisc inelul dat de gruia și a zburat în țara românească, la curțile novăcești. A postit chiar în nucul sub care dormea baba Novac. S-a chitit câteva clipe, apoi a deschis pliscul și a dat drumul inelului în așa fel ca să cadă drept în barba lui Novac și să-l trezească din somn. Cunoscând inelul, baba Novac a înțeles că, că dragul lui Fecior era în prim de moarte. Am mulțumit corbului, dându-i o bucată de carne. Am îmbrăcat repede, strai călugăresc, a pus paloș și un pus dugan în desagă, împreună cu câteva puși de aur. Apoi, a încălecat nuvoinicește și a purces vulturește spre Istanbul. Ajungând acolo, s-a dus de-a dreptul la închisoarea unde săcea gruia și a, și a zis pasnicilor. Iaca, plătesc în aur libertatea fiului meu și a deșertat puncile pe jos, împrăștiind galbenii ca, ca pietrele. Văzând aurul, turcii toți năvală dau și pe jos se tăvăleau, unul pe altul se împingeau. Novac atât a așteptat. A scos iute bustuganul din desagă, a rupt săvorul închisorii, l-a liberat pe gruia și i-a dat paloșul strigându La luptă, băiete! Bătându-se vonicește, au doborât toți paznicii, au încălecat pe cai și în goană mare au alergat până în țara românească la curțile novăcești iar de atunci corpul a rămas o pasăre cotită de oameni, pasărea care l-a salvat de la moarte pe gruia lui Novac.